Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Tot cei 7 elevi reghineni calificați la Olimpiada Județeană de Educație Tehnologică au fost premiați. Școlarii provin de la instituția gazdă a concursului, Gimnaziul Florea Bogdan, și au obținut un loc întâi, un loc secund, un loc 3 și 4 mențiuni. Toți au fost pregătiți de profesoara Maria Halații. Eleva de clasa a 5-a, Sorina Buzila, a obținut cel mai bun rezultat și va reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei. Școala gimnazială Florea Bogdan din Reghin se remarcă la obiectul educație tehnologică. Nu doar că a găzduit anul acesta Olimpiada Județeană a acestei materii, dar toți cei 7 elevi ai școlii calificați au încheiat concursul cu premii. Și asta nu e tot. O elevă din clasa a 5-a a câștigat dreptul de a reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei de Educație Tehnologică. Toate acestea au fost posibile datorită profesoarei Maria Halați, care în ultimii ani a avut 8 elevi calificați pentru națională. De această dată a ajutat 7 copii să participe la județeană. Am avut calificați 7 elevi. Eu chiar încă din luna decembrie am început selecția elevilor pe clase. Primii doi clasați s-au calificat la etapa județeană. Cu ei am început o muncă suplimentară, deoarece materia este foarte vastă și fără o muncă în plus chiar nu aveau nicio șansă. 3 dintre elevii reghineni au fost pe podium, iar cea mai mică dintre ei va pleca la finala pe țară, care va avea loc la Iași în luna aprilie. Sincer, mă bucur foarte mult că toți cei 7 elevi care au participat la Olimpiadă s-au clasat dintre primii, au fost premianți. Astfel, am obținut un loc întâi la clasa 5-a cu eleva Buzila Sorina, care ne va reprezenta județul Mureș la nivel național. Am mai obținut un loc 2, un loc 3 și 4 mențiuni, dintre care 2 sunt mențiuni 1. Sorina Buzila este eleva din clasa a 5-a care face o deosebită cinste școlii și orașului. Punctajul obținut de ea îi permite să ajungă la finala pe țară. Eu am ales această materie deoarece, din punctul meu de vedere, e una ușoară, am cules multe informații utile și știu că pe viitor mă va ajuta să îmi aleg o meserie. Chiar dacă unii spun că nu e așa importantă ca mâna și matematica, știu că trebuie să o învăț și pe aceasta. Și care ți-ai dori să fie acea meserie pe care o alegi? Avocat. Da, de ce avocat? Pentru că iubesc dreptatea și nu vreau ca oamenii să sufere pe nedrept. Îi puteți cunoaște pe toți cei 7 elevi premiați la concursul de educație tehnologică duminică la ora 21, urmărind emisiunea Reghin Exclusiv la Da Reghin TV. Un reghinean de 59 de ani a rămas fără permisul auto și s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Bărbatul a fost depistat de polițiști în timpul unor verificări de rutină. La testarea cu aparatul alcool test, acesta indica o valoare de 0,74 mg la litru alcool pur în aerul expirat. S-a urcat la volanul mașinii după ce a consumat alcool, iar polițiștii l-au depistat în trafic. Este infracțiunea de care se face vinovat un reghinean de 59 de ani. Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Mureș, miercuri la ora 18:10, polițiștii biroului rutier de la Poliția Reghin, în timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier pe strada Vânătorilor din Reghin, au oprit un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un bărbat de 59 de ani din Reghin. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, acesta indicându-i o valoare de 0,74 mg la litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea probelor de sânge. Cercetările sunt continuate cu autorul în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, fiindu-i totodată suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumuri publice până la soluționarea cauzei. Joi 10 martie s-a încheiat simularea examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a 12-a, cu proba la alegerea profilului și specializării. Simulările au un dublu obiectiv, familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen, dar și optimizarea rezultatelor obținute de către aceștia. Rezultatele vor fi afișate vineri, 18 martie. Avem detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit!
Astăzi, la știrile din sport, vă spun că sâmbătă, 12 martie, Avântul Reghin joacă primul meci din retur în fața suporterilor. De la ora 15 primește vizita vecinei de clasament, CSM Sighetu Marmației. Comisia de disciplină a FRF a anunțat miercuri etapele de suspendare ale jucătorilor eliminați în partida ASEA Pandurii Târgu Jiu. Iar boxerul reghinean, Emil Pavel Pop, a făcut pasul spre o carieră de impresariat sportiv. Cu detalii vă aștept însă la Jurnalul de Sport. Elevii din clasele a 12 au susținut joi 10 martie ultima probă a simulării examenului de bacalaureat, cea la alegerea profilului și specializării, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Aceștia au putut opta între fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie ori filosofie. Ministerul a stabilit că rezultatele nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi analizate la nivelul fiecarei școli, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei și ședințe cu părinții, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Subiectele pentru simularea la nivel național a examenului de bacalaureat diferă în funcție de filieră, profil și specializare și sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Subiectele sunt realizate pe temele prevăzute în programa de examen parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută în baza unor bareme de doi profesori din unitățile de învățământ liceal, în care elevii susțin evaluarea, unul dintre profesori fiind cel care predă la clasă. Anul trecut, rata de prezență la simularea examenului de bacalaureat la nivel național la clasa 11-a a fost de 86,41%. Dintre cei prezenți, 28,51% au obținut media generală peste 6. La clasele a 12-a, prezența a fost de 83,31% și au obținut media generală peste 6, 38,77% dintre elevi. Nu suntem puțini aceia dintre noi care au lăsat măcar o dată să intre în propria locuință persoane necunoscute. Fie că au venit cu diferite oferte ori probleme de sănătate, ni s-a făcut milă și am vrut să acordăm ajutor. Oamenii legii însă vin din nou cu sfaturi și recomandare de a nu lăsa pe nimeni în casă prin campania de prevenire ce se derulează în mediul online. Locuința ta e în siguranță acum. Vă puteți și dumneavoastră implica prin distribuirea afișelor. Chiar dacă afirmăm că facem totul pentru protecția locuinței noastre, uneori cu prea multă ușurință, permitem persoanelor necunoscute să intre în bloc sau în casă, lăsându-ne păcăliți de motivele pe care le invocă. Oferte de produse, promoții, prestări, servicii, acțiuni umanitare, solicitări de ajutor sunt doar câteva pretexte pe care unele persoane cu preocupări din sfera ilegalităților le folosesc pentru a intra în locuință și a profita de neatenția proprietarilor. Cele mai vulnerabile persoane sunt cele în vârstă care, mânate de bună credință, sunt mai puțin suspicioase și mai dispuse să stea de vorbă cu cine le bate la ușă. În cazul în care la ușa dumneavoastră se prezintă persoane care vând sau cumpără diferite produse, evitați-le. În niciun caz nu le permiteți accesul în locuință. În mediul rural trebuie avut grijă și la muncitorii zilieri, la orice persoane care intră în curte. Spațiul fiind mai mare, e mai greu de supravegheat persoana străină, iar dacă intră în casă și vede de unde ia proprietarul bani pentru a plăti ceva, există riscul să revină știind exact de unde să fure. Trebuie totodată atenționați copiii care sunt mai ușor de păcălit. Ei trebuie obișnuiți să nu deschidă nici prin interfon, nici la ușă persoanelor necunoscute, cu atât mai mult cu cât sunt singuri acasă. Campania de informare și prevenire Locuința ta e în siguranță acum se derulează în mediul online pe o rețea de socializare și vă puteți implica prin distribuirea afișelor pe conturile dumneavoastră. Creasa Zăpezii a ajuns joi 10 martie la Reghin. Nu în persoană, ci datorită actorilor teatrului pentru copii și tineret Ariel din Târgu Mureș. Aceștia au susținut două reprezentații la Casa de Cultură Eugen Nicoară, de la orele 9:30 și 11. Sala a fost plină de micuți care așteptau cu nerăbdare să intre în atmosfera uneia dintre cele mai iubite povești ale copilăriei. Aș
Așa și-au început ziua copiii de la grădinițele și școlile din Reghin joi 10 martie. Teatrul pentru copii și tineret Ariel din Târgu Mureș a susținut două reprezentații la Casa de Cultură Eugen Nicoară, atunci când actorii mureșeni au adus în fața micuților pe unul dintre cele mai iubite personaje ale copilăriei, Crăiasa Zăpezii. Sala a fost plină de copii curioși să vadă în fața lor personajele pe care le-au întâlnit de atâtea ori în cărți și pe a căror poveste o știu atât de bine. Respectăm tradiția și odată cu începerea primăverii, în cadrul stagiunii 2015-2016, Teatrul pentru copii și Ariel, Teatrul pentru copii și tineret Ariel din Târgu Mureș a revenit pe scena Casei de Cultură din Reghin. Astăzi prezintă două spectacole cu o dramatizare după Crăiasa Zăpezii de Hans Christian Andersen, o poveste frumoasă pentru copii. Sunt convins că o să le placă copiilor. Sunt prezenți în număr mare astăzi la Casa de Cultură. E vorba despre două spectacole, de la ora 9:30 și de la ora 11. Crăiasa Zăpezii. Ați venit împreună cu colegii? Da. Și cum vi se pare? Frumos. Știi povestea? Ai mai citit-o înainte? Nu. La teatru ai mai fost? Da. Și ți-a plăcut? Ai mai vrea să vii? Da. Frumos. Ce ați văzut astăzi? Ce poveste? Crăiasa Zăpezii. Ai mai citit înainte, știai despre ce este vorba? Da. Ai așteptat să vii la teatru? Da. Ție cum ți s-a părut? Frumos. Ce personaj ai văzut pe scenă? Crăiasa Zăpezii. Cine a fost ea? Un personaj bun, un personaj rău? Bun. Vei mai veni la teatru? Da. Ție ți-a plăcut? Da. Ce ai văzut pe scenă? Pe Crăiasa Zăpezii. Ai așteptat să vii la teatru? Da. Cine a fost Crăiasa Zăpezii? O fată. Și ce a făcut ea? Păi... Și. Ție cum ți s-a părut? Frumos. Ce ați văzut? Crăiasa Zăpezii. Știai de mult că veți veni la teatru? Da. Ai așteptat? Da. O să mai vii? Da. Ieșirea la teatru încă de mici copii este foarte importantă în dezvoltarea ulterioară a micuților. Aceasta deoarece le cultivă de la o vârstă fragedă pasiunea pentru frumos, pentru cultură. Întotdeauna copiii au fost prezenți la spectacolele de teatru și teatru de păpuși, pentru că, sigur, este și implicarea educatoarelor, a învățătoarelor și este foarte bine binevenită participarea lor la teatru, pentru că, așa cum spuneați, le dezvoltă gustul pentru frumos. Ei au ocazia să vadă pe viu, pentru că nu întotdeauna sunt doar teatre de păpuși, ci sunt teatre, piese interpretate de actori, piese, sigur, pentru copii. Nu trebuie să ratați vineri, 11 februarie, în cadrul Jurnalului de Reghin, un nou episod din seria Destin și Istorie, realizată de profesorul Ioan Costea. De această dată, istoricul aduce în atenție informații despre casele cu numerele 50-55 din Piața Petru Maior din Reghin. Avem amănunte imediat în jurnal, după ce trecem pe la redacția Meteo, pentru avanpremiera Jurnalului de Vreme. Bine v-am găsit! Vineri vom avea parte de un cer mai mult noros. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 8 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 10. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Seria Destin și Istorie, marca Reghin TV, semnată de istoricul Ioan Costea, continuă vineri 11 martie în cadrul Jurnalului de Reghin. De această dată aflați informații despre casele de la numerele 50-55. Casa de la numărul 52 a fost proprietatea lui Wagner Hermann și este un cunoscut magazin de fierărie. Această casă la parter are și, să zicem, magazinul despre care vorbeam, probabil și la etaj. Acum, casa de la numărul 53, de lângă ea, a fost proprietor Copu și Daniel, magazin, acolo a fost un magazin renovat, multă vreme a funcționat, a plecat, s-a mutat într-un alt spațiu. Ce este important este că aceste case mai păstrează însă patina timpului. A
Acestea au arcade și bazoreliefuri. Unele dintre ele au încercat în urma unor renovări să își păstreze stilul. Cea mai importantă dintre ele este cea cu numărul 54. Acolo, la parter, a fost fel de fel de magazine, inclusiv magazin de jucării. Pe urmă, a fost ocupat de o bancă. Ei, casa asta de la numărul 54 a avut numărul 568, număr vechi. Trebuie să fac o precizare, nu știu dacă am făcut-o, iar dacă n-am făcut-o, fac acum. Numerele vechi în oraș au început cu numărul 1 și a ajuns până pe la 927, ceea ce înseamnă atâtea case. El a pornit de pe strada magazinului, undeva din zona pieții, să zicem, de joi de astăzi, și au fost numerotate casele de la 1 până la, să zicem, aproape de 1000. Prin anul 1918 și mai ales după a avut loc o numerotare modernă. Străzile au fost așezate cu numere din 2 în 2 și astfel pe partea dreaptă erau numerele cu soț, iar pe stânga cele fără. Numărul 54 rămâne în spațiul acesta despre care v-am vorbit și numărătoarea aici a fost de la 1 la 58 și așa a rămas de când este piața. Proprietarul acestei case a fost Fabian Iohan, până pe la 1918, iar la parter era un magazin și depozit în curte al lui Mihail Wagner, ceea ce înseamnă că ori că nu era proprietar, era în închirie. Dar mai multe aflați urmărind destin și istorie. Rubrica va fi difuzată vineri 11 martie în cadrul jurnalului de Reghin. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre programul muzical În dar de ziua ta, susținut de copiii de la grădinițele din Reghin, cu ocazia zilei de 8 martie. Informația despre elevii claselor a 11-a și a 12-a care au susținut miercuri 9 martie proba obligatorie a profilului în cadrul simulării examenului de bacalaureat a fost pe locul 2. Iar pe 3, în topul audienței, s-a aflat informația referitoare la noutățile din domeniul stimulării ocupării forței de muncă. Și pe pagina de Facebook de Reghin TV, cel mai mare interes l-a trezit materialul despre programul muzical În dar de ziua ta, susținut de copiii de la grădinițele din Reghin. Informația despre elevii claselor a 11-a și a 12-a care au susținut miercuri 9 martie proba obligatorie a profilului în cadrul simulării examenului de bacalaureat a fost pe locul 2. Iar pe locul 3, în topul audienței, s-a aflat informația referitoare la noutățile din domeniul stimulării ocupării forței de muncă. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV. Rămâneți alături de Reghin TV. Joi 10 martie de la ora 19 urmăriți Reghin exclusiv cu Marcela German. De la ora 21 Maria Neac vă invită la o nouă ediție Dare Rustic. Vineri 11 martie de la ora 19 Andrada Șerban vă așteaptă la Scul TV. Invitați sunt Ana Maria, Călin și Roxana la o discuție despre olimpiadele școlare. Iar de la ora 21 revedeți spectacolul folcloric susținut la Reghin cu ocazia zilei de 8 martie. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi Jurnalul Economic și cel de Astre. Vor urma știrile din sport, iar la final vom avea și datele meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!